Gregory nu este un robot. De ce spun asta? Noua carte scrisă de Scott, Character Encyclopedia, îl caracterizează pe Gregory ca fiind human, adică om, tradus din engleză. În ciuda faptului că și Charlotte este și ea menționată ca fiind umană, ea se regăsește în Puppet și Lefty, în cea mai mare parte a seriei. De asemenea, toate pozele ei sunt literalmente ale unei versiuni robot a lui Charlotte, care nu este Charlie. Chiar nu au putut folosi nicio poză reală cu Charlotte și nu cu robotul care seamănă cu ea plin de agonia lui Henry, să fie totul doar o încurcătură și de fapt personajul principal din Security Breach un robot? Sună interesant, tu ce spui?